Pacea Domnului Iisus Hristos, vă doresc un sabat deosebit, plin de binecuvântări. Domnul să vă aducă bucurie, Domnul să vă aducă frumusețe în viață și să facă cerul ca această biserică să fie un loc de întâlnire cu Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. Romani 1 cu 17, Începe cu 16, care spune: Mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a Iudeului, apoi a Grecului. Deoarece? Deci, de ce este puterea lui Dumnezeu? Deoarece în ea, în această neprihănire, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Cum înțelegeți dumneavoastră lucrul acesta? Deci în mântuirea lui Isus Hristos se descoperă o credință care conduce la credință. Păi, nu vi se pare că se repetă? Și nu vi se pare că se repetă fără să explice cum adică noi venim la Domnul Isus Hristos prin credință. Noi exercităm credința în viața noastră, și după ce facem lucrul acesta, spune că această credință nu face altceva decât ne învață cum să credem mai departe. Se pare că este un proces de creștere în credință și despre lucrul ăsta aș vrea să vorbesc. Aș vrea să recitim și textul din 2 Corinteni, capitolul 3 cu 18, care tocmai l-am auzit și care spune ce spunea. Toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, ce anume slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cu alte cuvinte mi se spune aici că noi vom fi schimbați din chipul nostru în, în chipul Lui. Deci noi vom fi schimbați din înfățișarea noastră în înfățișarea Lui. Este cea mai frumoasă promisiune pe care noi putem să o avem din, din partea Domnului Isus Hristos. Vom fi schimbați din chipul acesta în chipul Lui, cu alte cuvinte, din Valentin în... în... în trocopia Domnului Isus Hristos. Este cea mai provocatoare imagine. Aș ruga media să împună pună un gând înainte pe care aș dori să-l citim împreună și să-l înțelegem puțin. Este vorba despre unul dintre cele mai ample și cele mai controversate gânduri ale lui Bonhoeffer. Haideți să le citim împreună. Numai cel ce crede este ascultător. Toată lumea e de acord? Numai cel ce crede este ascultător. Cu alte cuvinte, nu poți să asculți dacă nu crezi. Pe păi ce crezi? Pe cine? Adică asculți pe cineva de care te îndoiești? Nu se poate. Asculți pe cineva care crezi că este serios și crezi că merită să-l crezi. Pe el îl asculți. Mulțumesc. Dar partea a doua. Doar cel ce este ascultător poate crede. O înțelegem? M-am uitat pe internet și unul dintre studenții la teologie spunea la un moment dat că, pentru un trimestru întreg, toată clasa lui s-a tot chinuit cu această afirmație a lui Bonhoeffer și n-au reușit să o înțeleagă. N-au reușit să o înțeleagă. În dimineața aceasta aș vrea să o înțelegem împreună, în câteva minute. Pentru că este esența scripturii. Bonhoeffer spune așa, dacă luăm numai prima afirmație, numai cel ce crede este ascultător, aceasta poate să conducă foarte ușor la harul ieftin și el spune, e un mare blestem. Iar dacă luăm numai al doilea, adică doar cel ce este ascultător poate crede, aceasta conduce la îndreptățirea prin fapte și de asemenea este un mare blestem. Și el continuă și spune, numai în momentul în care le luăm pe amândouă, numai în momentul în care le înțelegem pe ambele, abia atunci înțelegem ce este viața de credință și ce vrea să facă Iisus Hristos pentru noi și în noi. Deci, putem să învățăm în dimineața asta ceva? Dacă vrem să învățăm ceva, atunci ținem în minte. Numai cel ce crede este ascultător și numai cel ce ascultă poate crede. Atât. Țineți în minte aceste două lucruri. Considerați-le întotdeauna ca fiind lucruri care trebuie să se împlinească în viața noastră. Știți ce e aici? În ciuda faptului că lumea întreagă protestantă are probleme în legătură cu asta, nu este altceva decât momentul în care apostolul Pavel și cine? Și Iacob sunt aduși împreună. Apostolul Pavel și Iacob sunt aduși împreună. Auziți dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel. Numai prin har suntem mântuiți și prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este Apostolul Pavel care spune, numai cel ce crede este ascultător. Răsfoiesc puțin Scriptura și ajung la Iacob. Și citesc pe Iacob. Capitolul 2 cu versetul 17. Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Există concepții cum că Iacov și cu Pavel sunt ireconciliabili, se bat cap în cap. Pavel spune, suntem socotiți, neprihăniți prin credință. Bun. Pavel, Iacov. Versetul 21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte? Vedeți, dar, versetul 24, că omul este socotit, neprihănit, prin fapte și nu numai prin credință. Când Luther l-a studiat pe Pavel, a zis că epistola lui Iacov ar trebui scoasă din canonul Bibliei. A zis, domnule, nu se poate, pe omul este mântuit ori prin credință, ori prin fapte, nu se poate prin amândouă. Prin ce suntem noi socotiți neprigăniți? Prin fapte sau prin credință? Mulțumesc. Și Iacov zice: Vedeți că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință? Aud prietenii mei care astăzi spun: Iacov este eretic, îl acceptăm numai pe Pavel. Ce ar fi în dimineața asta să-i acceptăm pe amândoi? Și în timp ce mă gândeam așa, l-am descoperit pe Bonhoeffer. Și am zis, cum acest om. Care a slujit Biserica Evanghelică atâta vreme, care a fugit ca să scape viața, să scape de război, a fugit în America și apoi, când a văzut că războiul aici face ravagii, s-a întors înapoi să slujească țara lui, a fost prins de germani și a murit în lagăr pentru că s-a întors de bunăvoie acasă. Cum omul ăsta înțelege atât de bine și spune, numai cel ce crede este ascultător și doar cel ce ascultă poate să creadă. Și el spune că nu se poate niciodată aceste două. separa. Credeți că veți, veți ține minte aceste, aceste simple două propoziții? Aș vrea să le învățăm pe din afară. Dar. Pentru ca lucrurile să nu fie grele, în dimineața asta, aș vrea să vă dau câteva exemple. Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Femeia prinsă în desfriu, Maria Magdalena, toată lumea știe, este prinsă adusă la Domnul Isus Hristos, în jurul ei sunt cei ce o condamnă și Domnul Isus Hristos este chemat să rezolve cazul acesta. Spunem ce să facem cu această femeie. Erau pregătiți, martorii erau acolo, pietrele erau acolo, urma peste câteva momente cel mai cumplit spectacol care se întâmplă și astăzi în Orientul Apropiat. Lapidarea unui om pentru un păcat. Și Mântuitorul se pleacă jos și începe să scrie pe pământ. În țărână. Și scrie și scrie și scrie. Stârnește curiozitatea judecătorilor, a martorilor, și fiecare vine acolo și când citește, își găsește numele și cu păcatele acolo. Numele și cu păcatele. Numele și cu păcatele. Și pleacă. Fiecare se retrage unul după altul. Domnul Isus Hristos se uită spre această femeie și când n-a mai rămas nimeni, se întoarce către ea și o întreabă: Femeie, nimeni nu te-au sândit dar chiar nimeni? Îmi imaginez că Maria era cu capul în jos, era copleșită. Și în momentul când ridică capul și nu mai vede pe nimeni, îi răspunde: Nimeni, Doamne. Fraților, pentru ce momentul acesta? Spuneți-mi mie, pentru ce Domnul Iisus Hristos a construit acest moment pentru Maria? De ce? De ce? De ce a construit momentul ăsta al iertării pentru Maria? De ce? Mulțumesc! Pentru că avea nevoie să pună în sufletul acestei femei ceva ce această femeie pierduse, și anume credința. De asta. A chemat-o să creadă. Și după ce femeia aceasta a început să creadă, plină de bucuria faptului că a găsit un Salvator care a salvat viața, după momentul acela Domnul Isus Hristos a putut să-i spună, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Și a urmat ce? Ce a urmat? ascultarea. Și acum, numai cel ce crede este ascultător. Simplu? Simplu. Etapa a doua. Trec zile. Ne aflăm cumva aproape de moartea Domnului Isus Hristos. Mai sunt câteva zile până la crucificare. Simeon, se gândește să dea un ospăț în casa lui. Și să-i mulțumească Domnului Isus Hristos pentru faptul că îl vindecase de lepră. În Luca 7 ni se povestește cum că în această casă a pătruns o femeie păcătoasă. Corect sau incorrect? Corect sau incorrect? Incorrect. Era o femeie. Iertată. Dar oamenii așa gândesc. Era o femeie iertată și a intrat această femeie iertată și uitați-vă ce face femeia aceasta. Versetul 38, deci Luca 7:38. Stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea Spuneți-mi, de ce a făcut Maria toate astea? De ce? Cine i-a cerut, frate? Cine i-a cerut soro? Cine i-a cerut să vină, să se supună oprobiului public, să stea în spatele lui, să plângă, să-i șteargă picioarele cu părul ei, să spargă un vas cu mir și să-i ungă picioarele și vasul acela cu mir să însemne economiile ei pe mai mult de un an de zile? cine a pus-o să-și arunce economiile ei și munca ei de mult timp în momentul acela. Cine a pus-o? Poftiți? Fraților, după ce credința te-a pus să fii ascultător, ascultarea te împinge la o nouă experiență și anume la experiența aceasta a unei credințe mai puternice. Spuneți-mi, vă rog, ce vedeți dumneavoastră din gestul Mariei? Ce vedeți în gestul Mariei? Vedeți o femeie, nu știți nimic despre ea, dar vedeți femeia aceasta care plânge, care îi sparge vasul cu alabastru și care șterge Picioarele cu părul ei. Ce vedeți aici? Ovriti? Mulțumesc. Mi se spune credință. Ce mai vedeți? Recunoștință. Recunoștință. Ce mai vedeți? Dragoste. Dragoste. Ce mai vedeți? Fraților, gestul acesta e mai mult decât orice discurs în legătură cu atașamentul acestei femei de Isus Hristos. Gestul fiecărui creștin face mai mult decât orice discurs în legătură cu credința. Degeaba spun eu că eu cred, degeaba spun eu și povestesc cât de mult cred și ce credincios sunt eu. Pentru că Scriptura îmi spune, ea arată în tu credința ta din. ia să văd eu. Lasă-mă să mă uit în fiecare zi la faptele tale și să văd eu acolo credința, nu în ceea ce tu spui. Pentru că dacă nu arăți credința în fapte, atunci unde poți să o mai arăți? Unde? Cuvântul lui Dumnezeu spune că lumea e sătulă de palavragii. Unde este palavragiul sau vorbărețul veacului acestuia? Spune apostolul Pavel. Lumea nu are nevoie de o credință de vorbe. Lumea are nevoie de momentul în care tu și cu mine spargem. Vasul. Spargi vasul. Numai cel, cel ce crede este ascultător. Și doar cel ce este ascultător poate să creadă. Frăților, pentru cine ar fi spart Maria un vas de 300 de lei, ceea ce înseamnă munca completă pentru un an de zile? Femeia asta înseamnă că n-a mai mâncat un an de zile, nu s-a mai îmbrăcat un an de zile, n-a mai făcut nimic decât a strâns bani. Ceea ce înseamnă că ea, ca să trăiască și să se îmbrace, a trebuit să facă lucrul acesta mai mult de un an de zile. Deci, prin faptul că a spart vasul acesta, ce. A vorbit această femeie. Doar cel ascultător poate să creadă. Nu pentru oricine spargi vasul, nu pentru oricine dai totul, nu pentru oricine ca să dai totul și ca să faci un gest de felul acesta, acel cineva trebuie să fie Întuitorul tău, Salvatorul tău. Atât. Interesant. Simeon, fariseul, îl adusese pe Domnul Iisus Hristos în casa lui, îi pusese masa. Dar Mântuitorul face o deosebire fantastică între el și Maria și spune Tu mie nu mi-ai spălat picioarele. Pare rău. Nu mi-ai spălat, nu mi-ai dat sărutare când am intrat. Sărutarea frățească, ebraică, de bun venit în casă. Nu, n-ai făcut. De ce n-ai făcut? De ce n-ai făcut Iosif? Nu Iosif. Simeon. De ce n-ai făcut Simeon treaba asta? spune de ce? De ce n-ai făcut-o? Păi, Doamne, să vezi că nu, 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 nu-mi trebuie nicio explicație. Din faptele tale se vede. Ai făcut un gest, ai făcut o faptă și din fapta aceea se citește tot. Pentru că numai cel ascultător arată că el crede. Avram, Geneza 12 este cazul al doilea pe care vă rog să-l să urmărim puțin. Deci, Geneza, capitolul 12. Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, vină în țara care ce voi arăta, voi face din tine una mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. V-ați imaginat vreodată cum a avut loc lucrul acesta? Să fi fost un vis, să fi fost o vedenie, nu știu cum. Domnul Iisus Hristos însă s-a arătat direct lui Avram și a spus, ieși. De ce a făcut Dumnezeu treaba asta? De ce s-a arătat în mod personal lui Abraham? De ce i-a spus? De ce a stat de vorbă cu el? Din ce cauză? <laughs> um, e interesant. Așa a început, așa a început această experiență extraordinară a Tatălui Credincioșilor. Și a început cu faptul că, zice aici, Ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Dumnezeu a vorbit cu Avram. De ce a vorbit Dumnezeu cu Avram? Este ceva extraordinar să vorbească Dumnezeu cu tine? Este ceva supranatural să vorbească Dumnezeu cu tine? Ce te întâlnești cu vocea lui Dumnezeu la fiecare pas? Sunt persoane care spun, mie nu mi-a vorbit Dumnezeu niciodată. E un lucru mare să-ți vorbească Dumnezeu? Este. De ce a făcut Dumnezeu treaba asta? Încă o dată. De ce a făcut-o? Simplu. Pentru ca să așeze, să confirme în inima și în viața lui Avram un lucru simplu și anume credință. Și l-a crezut și a ascultat. Avram a ieșit. Numai cel ce crede este ascultător. Fraților, n-ar fi ieșit Avram sub nicio formă din casa lui, dintre rudenia lui, din țara lui, n-ar fi ieșit, n-avea niciun motiv să iasă decât faptul că a crezut. Ce a crezut? Că Dumnezeu i-a spus. Ar fi putut să creadă, cred că n-am auzit bine. Ar fi putut să creadă. Cred că a fost o halucinație. Cred că și ar fi putut să creadă o mulțime de lucruri. Avram n-a crezut așa, cu alte cuvinte, aia nu-i credință. Avram a crezut că Dumnezeu i-a vorbit. Ăsta este un lucru extraordinar. Și a ieșit. Și a intrat în domeniul neprihănirii. A fost neprihănit. Ce frumos! E prima propoziție, e prima etapă. Numai cel ce crede este ascultător. Apoi însă a trecut vremea și a venit vremea pentru a doua etapă. Și Avram l-a auzit din nou pe Dumnezeu vorbind. Din nou. Și a zis, Dumnezeu, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Și adul ca jârfă. A fost ușor prima parte? Să iasă din ur, din caldea? A fost ușor? Nu. Dar comparați aceasta cu partea a doua, cu ea pe singurul tău fiu. Uh, și comparați-o puțin cele două, comparați și spuneți-mi cum este față de cea de-a doua, cum este prima. Ești de 10 ori din țara ta, din familia ta, decât să-ți aduci copilul ca Jerv. Am avut astăzi două binecuvântări a două fetițe extraordinare. E așa de frumos să primești binecuvântarea lui Dumnezeu, e așa de dificil să ți se spună adulca ca jirfă. E așa de greu. Vă rog să observați partea a doua. Numai cel ascultător poate crede. Ce testa? În ce consta testul acesta adul pe fiul tău ca jerfă? Ce arăta de fapt? Dacă îl aducea ca jerfă, ce arăta? Ce arăta? Credință. Dacă nu l-a ducea ca jerfă și nu asculta ce arăta. Credință. În legătură cu ce? Credință în legătură cu ce? Credință în legătură cu Dumnezeu, că faptul că Dumnezeu i-a vorbit. Credință în învierea morților, pentru că zice în Evrei, capitolul 11, că în momentul în care Dumnezeu i-a cerut asta lui Avram, Avram S-a bazat pe înviere. El a zis: Poate că Dumnezeu mi-l cere ca jerfă, dar Dumnezeu are putere să-l învieze. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 11 că l-a primit înapoi ca și înviat din morți. Ca și învia din morți. Uitați-vă la Avram. Uitați-vă la Avram când face gestul acesta și vă rog să-mi spuneți despre ce mărturisește Avram în momentul acela. Despre ce mărturisește? Despre Dumnezeul lui. Viața de credință începe cu numai cel ce crede este ascultător. Începem prin credință și ascultăm prin credință dar viața de credință se desăvârșește prin doar cel ce este ascultător este cu adevărat credincios ești ascultător arăți că tu crezi nu ești ascultător degeaba vorbești degeaba și exemplul al treilea scurt de tot este vorba de Geneza 19, viața lui Lot, experiența lui Lot. Vă rog să îmi dați voie să putem să o citim repede. Știți, răutatea Sodomei ajunsese până la cer. Dumnezeu a coborât. Interesant să judece pe cei din Sodoma și Gomora, dar a coborât în așa fel încât să vadă sau să probeze pe teren, dacă lucrurile sunt chiar așa. Să probeze pe teren. Cei doi îngeri, împreună cu Domnul Iisus Hristos, ajung la Sodoma. Așa cum știți, Lot, fiind unul dintre conducătorii cetății, stătea la poartă. Când vede pe străinii respectivi, știind care este situația din cetate, știind că cetatea este extrem de coruptă și că era un obicei, un ritual religios aproape ca cetățenii țării să abuzeze pe străinii care veneau acolo prin actele lor de sodomie. În momentul acela, Lot le iese înainte și le spune Haideți repede la mine acasă, nu cumva să rămâneți în piața cetății peste noapte, că o să o încurcați. Și ea a el acasă, o crotitor. În noaptea aceea toată cetatea am conjurat casa lui Lot. I-a cerut pe acești oameni să iasă afară. l a acuzat pe Lot că face regulile în cetate. Și Ci cine ești tu să faci tu regulile aici? Cine ești tu să fii tu ocrotitorul oaspeților? Cine ești tu să apelezi la obiceiurile noastre spunând că oaspeții au un caracter deosebit și nu trebuie să ne atingem de ei? Cine ești tu? În sfârșit, versetul 10 din capitolul 19 spune că bărbații aceia au întins mâna, au tras pe înăuntru și oamenii au fost loviți cu orbire. Asta este contextul. Urmează apoi momentul salvării sau momentul mântuirii lui Lot și despre asta aș dori să discutăm puțin. Poziția lui Lot în actul mântuirii. Bărbații aceia, spune versetul 12, au zis lui Lot, pe cine mai ai aici, lui Lot, pe cine mai ai aici, gineri, fii, fice, tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta. Pentru că avem să nimicim cetatea. Lot a ieșit, a vorbit cu ginerii săi și a zis, sculați-vă, ieșiți din locul acesta, căci Domnul de gând să nimicească cetatea, dar ginerii lui credeau că glumește. E teribil să confunzi gluma cu lucrurile serioase în ceea ce privește mântuirea. Este foarte problematic. Vă rog frumos, când vorbiți despre Dumnezeu și despre lucrurile mântuirii, nu aduceți niciodată un element de glumă, de ironie, de sarcasm care ar putea să diminueze solia lui Dumnezeu. Lăsați lucrurile serioase să fie serioase. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot și au zis Scoală-te, ia nevasta, acele două fete care le mai ai aici Ca să nu pierzi și tu în cetatea aceasta Fiindcă Lot zăbovea Vreau să vă întreb, era Lot un om credincios? Era? Era! Ce citiți dumneavoastră însă prin faptul că Lot zăbovea? Poftiți? Vedeți? Credin, adică declarația este una, faptele sunt altele. Lot declara, eu cred, s-a dus și la ginerii lui și au spus, vedeți că Domnul are să nimicească cetatea. Păi dacă tu crezi lucrul acesta, de ce zăbovești? Faptele vorbesc mai clar și mai categoric decât toată profesiunea noastră de credință, tot ceea ce spunem noi. Lot zăbovea. Fiindcă zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă, pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-i cruțe. Vroia Dumnezeu să-i cruțe, că ei nu erau în stare să se cruțe. Dumnezeu vrea să-i cruțe. Și zice, i-au scos, i-au scos și i-au lăsat afară din cerate. I-au împins, i-au Frăților, mare lucru să te scoate mântuirea afară din casă. Mare lucru. E mare lucru ca tu să zici că eu cred, dar să nu faci niciun pas spre mântuire. Eu cred, Doamne, și stai pe loc. Și te apuce Dumnezeu, să te tragă afară. Băi, omule, eu vreau să te mântuiesc, tu nu vrei. Eu vreau să te salvez, dar tu nu vrei. Vă rog să observați diferența între fapte și declarații. Una este să spui eu cred și alta este să fii ascultător. Pentru că numai cel ascultător poate crede. După ce i-au scos afară, unul dintre ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pierzi. E limpede, e clar Clar. Crezi? Cred, Doamne. Lot le-a zis, o, nu, Doamne. Păi cum e asta, băi, frate? Păi nu ești credincios? Ba da. Păi și atunci cum îi spui tu lui Dumnezeu? <coughs> nu, 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 nu. Adică scapă la munte ca să nu pierzi și Lot, răs Lot, răspunde, o, nu, Dacă am căpătat trecere înaintea ta, ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar știi ce? Nu pot să fug până la munte. Povestiți-mi despre Lot. Ce înțelegeți? Nu pot să fug. Eu nu știu, obosea? Nu era obișnuit cu efortul? Viața din Sodoma fusese așa de confortabilă pentru el încât nu mai era obișnuit să facă eforturi pentru Dumnezeu? Se poate? Se poate, fraților? Se poate să trăim într-o societate așa de comodă pentru noi încât atunci când Dumnezeu spune, băi, fă un efort să scapi viața, tu să spui, nu pot să fac eforturi. O, oh, Doamne! Vreau să vă întreb, cere Dumnezeu sunt momente în viață și în mântuire când Dumnezeu cere din partea omului să facă eforturi? Că nouă nu ne plac eforturile. Nouă nu ne plac, nu ne place să ne încordăm mușchii pentru Dumnezeu. Nouă nu ne place să luăm decizii dramatice pentru Dumnezeu. Noi cerem lui Dumnezeu, Doamne, nu poți să fie așa, dramatic, de ce la munte nu se poate mai încoace? Doamne, nu se poate calea mai la jumătate? Noi vrem ca Dumnezeu să nu fie dramatic, dar noi nu suntem în stare să fim dramatici, cu noi înșine. <laughs> oh. Iată cetatea aceasta, versetul 20, este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. Dacă aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Se târguiește, da? Bun. Și Dumnezeu îi zise, iată îți fac și hatârul ăsta. Ce e la hatâr? Nu-i dorință, e moft. Îți fac și moftul ăsta. Ești un mofturos. Doamne, vedeți când ne iubește Dumnezeu pe noi, ne iubește atât de mult încât Dumnezeu, pentru ca să ne salveze, ne face și mofturile noastre. Dar să nu vă bazați pe mofturi. Să nu ne bazăm pe mofturi, fraților. Numai cel ce este ascultător poate să creadă. Spuneți-mi, vă rog, ce vă spun mofturile lui Lot? Ce vă vorbesc mofturile lui Lot? Faptul că Lot face mofturi înaintea lui Dumnezeu, ce vă spune despre asta? Poftiți? Ce credință e asta? Dumnezeu a spus, grăbește-te, fugi la ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Doamne, ce frumos! Dumnezeu îi spune: Lot, tu mă încurci pe mine. Fii atent că mă încurci. Nu poți fa Eu nu pot să fac nimic până când nu te salvez pe tine. Fraților, este un gest extraordinar pe care Dumnezeu îl face acum pentru noi. Dumnezeu nu poate să vină a doua oară aici pentru ca să-și facă lucrarea sa până când nu ne salvează pe noi. Dute, că nu pot să fac nimic. Până nu te salvez pe tine. Ăsta este situația în care suntem acum. Noi îl amânăm pe Dumnezeu cu mofturile noastre, cu nevoința noastră, cu negocierile noastre. Doamne nu acum, doamne nu aici, nu mai pot să mai stai. oși veni eu când mă gândesc eu la tine. O, -o, o să mă gândesc eu să fiu cu adevărat. În sfârșit, ce vreau să spun, faptele vorbesc mai mult decât toate. Declarațiile noastre. Versetul 23. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în soar. Am vorbit de dimineață cu tinerii și cu aceasta aș vrea să închei. Cât de dimineață i-a spus Dumnezeului Lot să plece? Cât o fi fost ceasul? Poftiți? Cât o fi fost ceasul? Dar de ce Dumnezeu nu putea să mai aștepte să zică, știi ce, pe la 10, așa? Plecăm pe la 10, lot. Ce zici? Plecăm pe la 10. Doamne, nu se poate. Ok, pe la 11. E bine. Ne vedem la biserică, la cât? La cât? La 11, nu cumva să vii la 9? la ora de rugăciune, nu cumva să vedeți ce pei pe prea devreme sunt obosit, mie somn bun, bine, dacă nu poți e bine și la 11. Fraților, vă rog să observați un lucru, Dumnezeu are un program al mântuirii în care Dumnezeu își are exigențele lui eu nu pot să justific de ce Dumnezeu l-a pus pe lot să trebuiască la răsăritul soarelui să fie deja cu mântuirea lui rezolvată, să fie ajuns în soar. Nu știu de ce, dar așa procedează Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți la lucrurile astea. Și vă rog să vă gândiți la partea a doua, că doar cel ascultător este cel ce crede. Și dacă vreți, în încheiere, vă rog să luăm aceste două afirmații. Și dacă vreodată veți mai intra în probleme legate de credință și fapte, credință și ascultare, credință și orice. Vă rog frumos, repetați acest, această realitate pe care Dietrich Bonhoeffer ne-a pus-o la îndemână, care nu este altceva decât o preluare, în alte cuvinte, a secretului mântuirii din Scriptură. Și anume, numai cel ce crede, ascultă, și numai cel ce ascultă, poate să creadă. Niciodată nu despărțiți aceste două. Dumnezeu să ne ajute să credem pentru ca să ascultăm și să ascultăm pentru ca să arătăm lumii și lui Dumnezeu cât de mult credem. Amin. Vă invit să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu în aceste momente. Imnul final care sper din tot sufletul să funcționeze în viața noastră ca o rugăciune. Tatăl nostru, în numele Domnului Isus Hristos, te invităm să te proslăvești în vorbele și în faptele noastre. Ajută-ne, Părinte, ca în faptele noastre să se vadă ascultarea ca dovadă și mărturie a credinței noastre. Vă Doamne, să urmărim sfințirea Ta în viața noastră și îndreptățirea pe care ne-o dai să poată să fie sfințită în prezența caracterului tău în ființa noastră. Îți mulțumim pentru că lucrezi în felul acesta. Îți mulțumim pentru exemplele pe care ni le dai în Sfânta Scriptură și ajută-ne ca la toate aceste exemple să adăugăm și experiența și viața noastră. Ajută-ne, Părinte, să răspundem prin ascultare glasului tău. În numele Domnului Isus. Amin.